Centrul medical Quality Compass Dunăreana din Giurgiu a fost dat în folosință în aprilie 2015 și se adresează bolnavilor de cancer în stare terminală, care nu mai pot fi îngrijiți în spitale, iar familiile acestora nu le pot acorda asistența medicală necesară acasă. S-a pornit cu pași grei la început, centrul nefiind privit cu foarte mare încredere, însă acum, la un an de la inaugurare, centrul Quality Compass funcționează la capacitate maximă, existând chiar și o listă de așteptare. Avem o listă de așteptare de 10 pacienți care au bilete de trimitere deja emise și încă o listă în care pacienții s-au înscris spre a dobândi biletele, pentru că noi nu știm dacă putem să le onorăm cererile în cele 30 de zile legale pe care un bilet de trimitere este valabil. Deci sunt undeva la 25 de persoane care sau pacienți care sunt pe lista de așteptare. Practic, o să putem să-i onorăm poate undeva pe luna viitoare. Centrul medical, care se află într-o foarte bună colaborare cu Casa de Sănătate, Direcția de Sănătate și Spitalul Județean Giurgiu, beneficiază de personal calificat, iar îngrijirea paliativă poate fi acordată în paralel cu tratamentul prescris de medicul specialist. Suntem la ora asta cu un număr de 27 de persoane care lucrăm, deci 4 medici, 15 asistente, infirmiere 5, îngrijitoare, administrator 2, paznic, cu mine persoană, contabilitate și așa mai departe. Da, un număr de 30 de persoane aproape. Având în vedere că momentan nu mai sunt locuri disponibile, conducerea Centrului Medical Quality Compass intenționează să extindă investiția și la nivelul superior al clădirii, însă cea mai mare problemă o reprezintă personalul medical. Avem de gând să ne extindem la etajul 1, unde etajul 1 cred că va avea îngrijiri paliative un număr de 4, n-aș putea să vă spun acum câte. Probabil că și vom face și boli cronice și oncologie. 2-4 sau 3-4 de internare de zi pe care ni le dorim. Stăm într-o singură problemă, în medici. Nu găsim medici. Așa că prin intermediul vostru eu rog toți medicii care doresc să muncească în țara asta și nu în afară să vină la noi. Centrul medical este amplasat în Parcul Tehnologic și Industrial Nord, situat pe strada București, numărul 351, în apropiere de DN5 București-Giurgiu. Distanța față de cea mai apropiată unitate spitalicească este de 2,5 km, astfel că în situațiile în care apar incidente neprevăzute, pacienții vor fi transferați rapid la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.